În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus. Căci El a zis, mai fericit este a da decât a lua. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucerniși părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Am venit cu multă bucurie după ani de zile la hramul bisericii dumneavoastră. Invitația aceasta minunată mi-a făcut-o Preasfințitul Andrei. Și participând la această liturghie înălțătoare, m-am gândit că cuvântul de învățătură pe care vi-l adresez îl pot intitula așa: Sfântul Nicolae, Sfântul darurilor. Apostol Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe preoții bisericii din Efes la Milet, în port, și le-a ținut o lungă cuvântare. Și cuvântarea cea lungă s-a terminat așa: de la Domnul Isus Hristos am auzit că este mai fericit a da decât a lua. Și atunci, gândindu-ne la moșul Nicolae, la Sfântul Nicolae, Sfântul cel darnic, făcătorul mare de minuni, ne intitulăm și noi cuvântul predicii: Sfântul Nicolae, Sfântul darurilor. Acum știți că Sfântul Nicolae a trăit atunci când se declanșase cea de-a 10-a prigoană mare împotriva bisericii. Împăratul Diocletian dorea să-i stârpească pe creștini. Numai că a venit la cârmă Sfântul Împărat Constantin și lucrurile s-au schimbat. Sfântul Nicolae, care și el, episcop în Mira Lichiei, fusese arestat și chinuit, împreună cu alți buni creștini, a fost eliberat. Sunt nenumărate minunile pe care Sfântul Ierarh Nicolae le-a făcut. Să pomenește în sinaxarul de astăzi că 3 oficiali pe nedrept au fost pârâți la împăratul Constantin că au făcut greșeli, erau pedepsiți la moarte și Sfântul Nicolae i s-a arătat în visul Constantin și a zis: n-au greșit. Nu merită să fie pedepsiți. Și Sfântul Împărat Constantin l-a ascultat. Au fost nenumărate minunile pe care el le-a făcut, dar ceea ce se subliniază în tradiția noastră creștină pe bună dreptate este faptul că era un om darnic, darnic din calea afară. Și de atunci până astăzi creștinii obișnuiesc ca de Sfântul Nicolae să le facă daruri copiilor, să le facă daruri celor dragi. Acum Sfântul Nicolae, acolo și-a avut și mormântul în Mira Lichiei. Numai că au venit vremuri grele mai târziu și în jurul anilor 1000 și ceva, moaștele lui au fost mutate la Bari, în Italia, unde și astăzi creștinii le cinstesc cu multă dragoste. Am zis că subiectul predicii noastre este Sfântul Nicolae, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul darurilor. Acum și Sfântul Nicolae a învățat să fie darnic de la Domnul nostru Isus Hristos. Ați auzit ce zice Scriptura. Sfântul Pavel predica și terminând predica a zis: de la Domnul Isus Hristos am auzit că este mai fericit a da decât a primi. Domnul Isus Hristos, vorbindu-le oamenilor de judecata cea din urmă, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, spune următoarele cuvinte, că atunci când va veni ceasul, și va veni, noi, tot morții, vom învia din morminte. Și Domnul Iisus Hristos, pe cei înviați, care se vor aduna înaintea Lui, îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta și caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci dreptii vor zice: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Și răsplata va fi viața veșnică fericită. A înțeles lucrul acesta Sfântul Nicolae și l-au înțeles toți creștinii buni, că Domnul Iisus Hristos ne învață că e mai fericit cel ce dă decât cel ce primește. De fapt, în catehismele noastre creștine, aceste daruri de care vorbește Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, în catehismele noastre creștine sunt și numite fapte ale milei trupești. Ele sunt 7. 7. Ai hrăni pe cei flămânzi, ai adăpa pe cei însetați, ai îmbrăca pe cei goi, ai primi pe cei străini, ai cerceta pe cei bolnavi, ai vizita pe cei închiși și ai îngropa pe cei morți. Am zis că din totdeauna credincioșii buni au fost darnici, pentru că așa ne învață Domnul Iisus Hristos și pentru că pildă-l avem pentru dărnicie pe Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul catedralei dumneavoastră. Acum am zis că s-a scris mult referitor la faptul că trebuie să fim darnici, trebuie să fim buni, trebuie să fim milostivi. Se vorbește mult despre filantropia creștină care ar trebui să fie prezentă între noi. Și e prezentă, nu în măsura în care ar trebui să fie. Un om pe care unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut a fost scriitorul și poetul Ioan Alexandru. El, gândindu-se la faptul că toate faptele bune au repercursiune în eternitate, în viața veșnică pentru noi păcătoși, a scris o poezioară intitulată Epitaf. Epitaful este inscripția de pe un mormânt. Pe mormântul unui creștin bun este următorul epitaf. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac, fugind de la azil, i-a întins un cuvânt de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea, pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, El, adică creștinul bun, El n-a murit, ci nu mai doarme până la înviere, auziți? Faptele milei creștine, faptele bune pe care le-a făcut Sfântul Nicolae și pe care cred eu că încercăm să le facem și noi, au valență veșnică, au repercursiuni în viața cea neapusă, ele vor fi răsplătite de bunul Dumnezeu. Acum am putea lua multe exemple din care suntem convinși că faptele bune au repercursiuni veșnice. Multe exemple am putea lua. Vreau să vă spun doar că un scriitor mare, Dostoevski, a scris o carte, Frații Karamazov, îi știți titlul, și într-un capitol este preocupat tare de Părintele Zosima. Părintele Zosima era pe patul morții și le vorbea credincioșilor de multe lucruri, dar în mod special de dărnicie, de bunătate, de filantropie. Și adăuga că faptele noastre bune, chiar micuțe dacă sunt, au repercursiune în viața veșnică. Numai că trebuie să le facem cu bunătate. Și un exemplu pe care ni-l dă, și nu o să-l uitați nici frățiile voastre, este următorul. O femeie de moravuri ușoare a murit. Și pe bună dreptate a fost pedepsită să ajungă în iad. Dar îngerul ei păzitor era tare neliniștit. Doamne, cum să ajungă în iad femeia pe care mi-ai dat-o să o păzesc? Și Domnul i-a zis, păi spune-mă o faptă bună pe care a făcut-o ca să nu o duc în iad. Și să chinuiește îngerul și își aduce aminte că într-o bună zi, femeia aceea prostituată, trecând un cerșetor pe stradă, a luat din grădină un fir de ceapă, l-a smuls și l-a dat pomană. Și a zis îngerul, Doamne, uite, a făcut pomană cu un sărac și a dat un fir de ceapă. Și Domnul i-a zis, Îngere, ia firul de ceapă, coboară-te cu el în iad. Femeia să se prindă de firul de ceapă și o să o scoatem afară. Zis și făcut, ia firul de ceapă, îl sloboade în iad, femeia se prinde de el și curios firul acela subțire de ceapă o scotea afară, nu se rupea. Dar lucrurile n-au mers așa până în capăt. Femeia nu se făcuse bună. De picioarele ei s-au prins o sumedenie de năcăjiți și ei pedepsiți cu focul iadului. S-au prins de picioarele ei și, curios, firul de ceapă îi scotea pe toți. Îngerul trăgea de fir și ei ieșeau afară. Și femeia a zis, firul de ceapă eu l-am dat, nu voi. Și a început să dea cu picioarele. Și în momentul acela firul s-a rupt și toți s-au dus în iad. Deci, faptele bune, filantropia creștină, dărnicia noastră ne poate salva din focul iadului. cu o singură condiție, ca faptele noastre bune, dărnicia noastră să fie făcută cu inimă largă și să ne bucurăm că și alții care au parte de dărnicia noastră și ei ajung în Împărăția lui Dumnezeu și sunt salvați de la iad. Multe alte lucruri am putea spune referitor la faptul că subiectul predicii noastre simple, așa îl intitulăm, Sfântul Nicolae, Sfântul Darurilor. Părinții îi copleșesc pe copii cu daruri pentru că își aduc aminte cât de milostiv a fost Sfântul Nicolae, câte minuni a făcut, pe cât de mulți i-a salvat de la rele. La toate acestea ne gândim astăzi, când am avut marea bucurie, că la invitația Preasfințitului Andrei să vin și să fim împreună, după multă vreme, aici în catedrala dumneavoastră, la Sfânta și Dumnezească Liturghie. Și din tot sufletul vă urăm ca darurile Sfântului Nicolae, daruri materiale și spirituale, să vă covârșească pe toți. La rugăciunile lui bunul Dumnezeu să vă ajute ca și pe tărâm spiritual, și pe tărâm material să aveți numai realizări. Lui Dumnezeu îi suntem recunoscători, pe Sfântul Nicolae îl chemăm în ajutor în rugăciuni și concret acum ne exprimăm dragostea față de Preasfințitul Andrei, față de clerul dânsului și față de dumneavoastră de toți. Acum, și cu asta chiar voi încheia, cel mai mare dar de sub soare este darul pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut pentru pământ, trimițindu-L în lume pe Domnul Isus Hristos. Zice Sfântul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 4, versetul 4, pericopă ce se citește în ziua de Crăciun. Atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, să ne răscumpere, ca să dobândim înfierea. Și gândindu-se la acest dar mare, Vasile Voiculescu, poet creștin și medic, închis pentru credința lui în Hristos, a scris o poezie intitulată Colind. Am zis, cu asta chiar închei. Dar este un colind extraordinar, care se referă tocmai la darul acesta mare al cerului pentru pământ, adică la Domnul Iisus Hristos. Și în Sfânta Taina Cuminecăturii, dacă ne-am pregătit, și noi primim darul acesta mare care rămâne cu noi. Ei, colindul Voiculescu. În coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit. În mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura și acolo rămânea și acum și pururea. Sfârșitul poeziei. Sfârșit care se referă la postul, la milostenia noastră, la spovedania noastră. Și noi, Doamne, ne-am gătit. Colibele am curățit. Uși, ferestre, toate-s noi. Doamne, intră și la noi. Aceasta este urarea de Crăciun. Să intre Domnul Hristos și să vă aducă imensele sale bucurii dumneavoastră și la toți cei dragi. Amin.